Conducerea clubului a identificat în sezonul competițional trecut vulnerabilitățile și a încercat să transfere jucători de așa natură încât să crească echipa masculină la capitolul experiență. Rezultatele au fost foarte bune în sezonul trecut, echipa promovând fără a fi învinsă. Am adus totuși un număr de 7 sportivi până la momentul de față. Suntem pe final de perioadă de transferări. Cred eu că ar trebui doar la nivelul portarului să mai aducem un jucător care să completeze acest post. Au fost aduși jucători și cu trecut la Minaur, jucători care au reprezentat ceva în handbalul băimărean și care și-au pus amprenta pe trecutul recent al echipei. Astfel revin în Baia Mare sportivi formați la nivelul cluburilor din municipiu: Andrei Popescu, Mihai Bușecan, pivotul Albert Cristescu și extrema dreaptă Georgel Haiduc. Recent au fost anunțate și transferurile a încă 2 jucători, Iulian Halcă și Pierre Rago, sportivi care nu fac altceva decât să întărească linia de 9 metri a echipei. Conducerea acestui Minaur spune că cei 2 jucători sunt importanți pentru a avea concurență. Avem și un jucător străin, Nicola Lazici, un interstânga, care a mai evoluat în România un an de zile și care... la fel, vine tot în această linie de 9 metri ca un finalizator prin definiție. Datele de desfășurare a etapelor vor fi anunțate în timp util de către Federația Română de Handbal.